Ți-ai plătit taxele și tot nu înțelegi cum se alcătuiește bugetul local? Lasă-ne să-ți explicăm în 3 minute cum se aseamănă bugetul cu o plăcintă. Fiecare e liber să-și facă plăcinta după propria rețetă, la fel cum fiecare oraș își poate prioritiza anumite cheltuieli în bugetul local. În acest episod îți vom arăta cum se gătește bugetul municipiului Cluj-Napoca, unul dintre cele mai mari bugete locale din țară. Nimic nu-i mai de bază în plăcintă decât făina din care facem aluatul. De bază sunt și cotele defalcate din impozitul pe venit pentru veniturile Clujului. Țintim către un aluat consistent, de aceea folosim unt, adică sumele pentru echilibrare, care vin tot din impozitul pe venit. Untul și făina nu se vor lega fără puțină apă. Ea reprezintă încă un tip de impozit pe venit, cel din vânzarea proprietăților imobiliare. Venituri de la bugetul de stat, de pildă TVA, finanțează așa numitele servicii publice descentralizate. Un astfel de serviciu public e învățământul preuniversitar. Aici banii se împart după formula cost standard per elev. Nivelul finanțării te poate face să plângi, la fel ca atunci când tai ceapa. Sănătatea e alt serviciu public de bază, la fel ca dovleceii în această plăcintă. Clujul primește pentru spitalele aflate în administrare bani de la bugetul de stat, inclusiv pentru aparatură medicală sau investiții capitale. Urmează să adăugăm ciupercile, ca să acoperim și cheltuieli sociale, precum cele cu asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav. Hai să facem buget cu usturoi, că ne va ajuta pe termen lung. E vorba de subvenții pentru susținerea proiectelor finanțate din fonduri UE. Nu toți banii din buget vin din taxele și impozitele puse cetățenilor. Există venituri mai speciale, precum fondurile europene, iar primăria se bazează că la buget vor veni destul de mulți bani din sumele cheltuite în proiecte realizate din fonduri nerambursabile. Ca un bonus, plăcinta poate avea și parmezan, la fel cum primăria poate avea și venituri din dividende sau din concesiuni și închirieri. Bugetul local nu poate fi complet fără un sos bun care să-i dea gust. Pentru bugetul local al Clujului vin din sumele defalcate din TVA niște bani și pentru echilibrarea bugetelor locale. Tragem de aluat ca să acoperim tot ce putem. Apoi punem în tavă și sumele care vin de la bugetul central, adică aproape de 80% din totalul veniturilor. Sarea în bugete e un impozit gustat și de persoanele fizice și de cele juridice, cel pentru proprietăți și terenuri. Un alt impozit condimentat e cel pe vehiculele persoanelor fizice și juridice din Cluj-Napoca. Primăria încasează pentru unele servicii bani, cum ar fi de exemplu banii pe biletele de la spectacolele instituțiilor din subordine. Taxa hotelieră se duce către bugetul primăriei Cluj-Napoca. Deși sunt niște venituri relativ mici, banii strânși din amenzile aplicate de unele instituții din subordine se adaugă și ei în contul primăriei. Pe final, condimentăm bugetul cu niște taxe speciale impuse de primărie, precum cele pe care le plătiți la eliberarea permiselor de construcție, de exemplu. Intră pe banipublici.ro ca să afli și alte rețete de bugete locale și ca să afli cum poți mânca tu feliile de buget rămase.